Bună tuturor! În primul rând, aș dori să mă prezint că nu am făcut cunoștință oficial. Numele meu este Claudia Niță, sunt make-up artist de 4 ani, locuiesc în Timișoara și am 29 de ani. De fapt, 28, 29 fac în aprilie, să nu mă fac mai bătrână decât sunt. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Acesta este primul meu video. Îmi cer scuze dacă am emoții, dacă fac de prea multe ori. Sunt din cauza emoțiilor. Îți promit că am să încerc pe cât posibil în tutorialele următoare să nu mai tot ui atât. V-am tot promis că am să postez acest video despre produsele mele preferate. Am să vorbesc despre produsele preferate, gen despre demachiant, despre deodorantul meu preferat, despre cremele mele preferate de zi cu zi, chiar și despre produse despre copii. Poate că mulți dintre voi nu știți, dar eu sunt și mămică și atunci sunt sigură că sunt și mămici pe aici printre noi care sunt curioase să știe ce produse folosesc eu pentru fetița mea. Acestea fiind spuse, să trecem la treabă. Primul produs despre care vreau să vorbesc este această soluție de demachiat de la Bioderma. Dacă vă uitați în tutorialele mele de machiaj, o să vedeți că îl folosesc destul de des. Îmi place foarte, foarte mult, este pentru piele sensibilă, curăță foarte bine fața, dar curăță foarte bine și ochii. Îl recomand cu mare, mare drag. Prețul lui este undeva la 80 de lei în farmacie. Probabil că îl găsiți și pe alte site-uri, nu știu. Eu l-am luat din SensiBlue. A fost și ceva reducere în SensiBlue când l-am luat și a fost undeva la 60 și ceva de lei, cred. Are 500 de mililitri, deci va ajunge destul de mult timp dacă îl folosiți doar voi. Eu, cum îl folosesc destul de des la clientele mele, se termină destul de repede, dar îl recomand cu încredere. Al doilea produs este acesta de la Garnier. Este o soluție micelară bifazică, conține și ulei. Ce pot să spun despre ea? E ok, îmi place, dar personal eu fumam tenul uscat, îmi usucă fața. Are un miros destul de puternic, s-ar putea să vă deranjeze lucrul acesta dacă nu suportați produsele cu parfum mult. Mie personal îmi place cum miroase. Poate sunt printre voi fete care nu suportă mirosul acela puternic în nici măcar în cosmetice sau așa mai departe. Îmi place, doar că îmi usucă fața. Asta e singurul dezavantaj, să spun așa. Dacă nu mă dau repede cu cremă, după ce mă demachez, îmi simt așa fața cum mi se usucă. Am ajuns și la produsele mele preferate. În prima fază vreau să vă vorbesc despre gelul de curățare de la Kiehl's. Le iau treptat așa ca să aibă o logică tot filmulețul acesta. Deci, gelul de curățare de la Kiehl's are 150 de ml. Prețul este undeva în jur de 70 de lei sau 80 de lei. Ce îmi place la el este că dintre toate gelurile de curățare, acesta este preferatul meu. Am mai încercat și altele, dar acesta m-a convins. De ce? Pentru că trebuie să pui foarte, 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 foarte puțin produs. Nu trebuie să exagerezi deloc. Cum se aplică? Trebuie să vă umeziți bine, bine mâinile sau eu îl folosesc, de exemplu, la duș, după ce mă spăl toată așa frumos. Îmi umezesc fața, îmi umezesc foarte bine mâinile, pun cât o boabă de mazăre, masez foarte, foarte, foarte bine, cât să facă spumă, iar apoi îl aplic cu mișcări circulare pe toată fața. Deci toată fața trebuie curățată cu mișcări circulare. Se plătește imediat după, nu rămâne senzația aceea de uscăciune, cine are tenul uscat, sau pentru cine are tenul gras, nu știu să vă spun. Nu se găsește în Timișoara, nu se găsește nici măcar online. Dacă aveți pe cineva la București sau ajungeți la București în mall, nici măcar nu știu din ce mall e, dar promit că am să mă interesez. Dacă vreți să știți, lăsați-mi un comentariu jos. Deci este într-un mall undeva la București. Dacă aveți posibilitatea să îl cumpărați. Următorul produs, tot de la Kiehl's, este crema de hidratare, nu știu dacă focusează, este ultra
hidratantă, această cremă ultra hidratantă. Are 250 de ml, este imensă. Makeup artistul lui Kylie Jenner, dacă nu mă înșel, folosește această cremă. La fel, se aplică pe toată fața, este pentru toate tipurile de ten, să nu faceți confuzie, vă rog. Și tenul gras poate să fie deshidratat. Nu înseamnă că dacă ai tenul gras, nu poate să fie deshidratat. Deci, încă o dată, este pentru toate tipurile de ten. Ce îmi place, iarăși, la crema aceasta este că se absorbe foarte repede în piele, nu rămâne așa multă și s-o simte așa pe față ca și cum te încarci. Iarăși este un plus, deci eu o recomand. Al treilea produs preferat de la Kiehl's este acest ulei. Nu știu dacă se vede. Este acest ulei, care este un ulei foarte concentrat. Se folosește pe timp de zi, mai puțin să și desfac. Eu am avut o mostră, au și de zi și de seară. De seară încă nu mi-am cumpărat, dar am cumpărat pe acesta de zi, așa arată. Este de sticlă, ceea ce este un pic un dezavantaj pentru mine, pentru că mereu scap lucrurile pe jos. Îl aplic dimineața și îl aplic și pe timpul zilei odată dacă mi-amintesc. Aha! Să nu uit să vă spun, atunci când folosiți produse curățare sau creme sau uleiuri sau orice folosiți, să nu uitați zona gâtului și zona decolteului. Acea zonă vă poate trăda vârsta, deci este indicat să dați și pe gât și decolte. Ultimul produs de la Kiehl's este această cremă. Este o cremă de ochi cu avocado. Am vorbit despre ea și pe Facebook, nu știu cine mai are pe Facebook, cine nu, dar oricum am să mai spun despre ea. Este o cremă care se aplică în jurul ochilor, eu o mai aplic și în jurul gurii pentru că cred că dacă se poate aplica în jurul ochilor, sigur se poate aplica și în jurul gurii. De ce și în jurul buzelor? Pentru că și acolo se fac riduri, mai ales dacă fumați. Dacă fumați, acolo se fac foarte repede ridurile din cauza gestului. Mai devreme sau mai târziu toți facem. Această cremă are, stați să vedem, 14 grame, da, 14 grame. Este destul de micuță, nu este o cremă mare ca și cantitate, dar la fel ajunge foarte mult timp. Pentru că se pune foarte puțin pe degete, se masează bine și apoi se tapotează în jurul ochilor. Au o formulă specială la această cremă care împiedică efectiv să-ți intre produsul în ochi, nu efectiv se oprește și nu intră în ochi. Este foarte bună dacă folosiți machiaj mult în zona ochilor, dacă folosiți și fond de ten, dacă folosiți și concealer și pudră și așa mai departe. Zona ochilor fiind o zonă destul de sensibilă, cu pielea foarte subțire, se deshidratează foarte ușor. Așa că aveți grijă de zona ochilor, recomand această cremă. Dacă aveți alta care vă place, să-mi lăsați în comentariu. Poate găsesc alta care îmi place mai mult. Următorul produs este de la La Roche-Posay. Este o cremă extra rich, adică extra hidratantă. Eu îmi cumpăr așa pentru că am tenul foarte deshidratat. Pur și simplu mi se desfoamează aici în zona pometilor. Chiar și acum mi este puțin deshidratată în zona pometilor. Este o cremă pe care am cumpărat-o, cred că de o săptămână și jumătate sau două. Până acum pot să spun că îmi place. Eu, de exemplu, nu folosesc foarte mult timp aceeași cremă. Chiar dacă mă îndrăgostesc de o cremă și nu simt că nu mă pot deslipi de ea, prefer să le mai schimb sau să oscilez. O săptămână mă dau cu o cremă, o săptămână mă dau cu altă cremă pe față. De ce? Pentru că tenul nostru se obișnuiește foarte repede cu ingredientele din aceste creme, iar mai apoi nu o să-și mai facă efectul. De asta este bine să le schimbați întotdeauna și să nu folosiți aceeași cremă pentru timp îndelungat. Următorul produs este tot o cremă, aceasta este pentru vergeturi, se numește Gerocosen, este cremă contra vergeturilor, este undeva în jur la 15 lei. În sarcină, din păcate, am făcut foarte multe vegeturi pe burtă. După luna a 6-a de sarcină, au explodat pur și simplu. N-am fost niciodată o femeie slabă, adică am avut întotdeauna burtică, deci avea unde să se întindă Anastasia,
dar nu știu de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Mama mea mi-a spus că ea nu a avut vergeturi, ea nu a avut celulită și așa mai departe. Uite că eu am și am avut niște vergeturi foarte urâte. Aceasta este crema cu care mă dau acum. Cu sarcină am încercat tot ce era posibil, și scumpe, și ieftine, și în fine. Acum fac și un tratament la medic pentru aceste vergeturi, să le atenuez puțin. Ele nu o să dispară niciodată, dar măcar să nu se mai vadă atât de urât. Singurul loc unde am este pe burtă. Nu am făcut în nicio altă parte. N-am făcut pe sân, pe fese și așa mai departe. Am făcut pe burtă. Despre tratamentul acesta probabil că o să vă povestesc în alt video. Este puțin dureros pentru că se face cu ace, dar este foarte eficient. Am făcut 2 ședințe și nu se mai văd vergeturile atât de tare. Bun, următorul produs pe care vreau să vi-l arăt este acest gel de duș. Eu îl iubesc. L-am primit cadou de Crăciun de la mama mea. Ea mereu cumpără tot felul de noutăți, să spun așa. Vede așa ambalajul, cred că și ce zice: aaa, asta cred că e fain. Mă bucur foarte mult că mi l-a cumpărat. Este un gel de duș cu zmeură, rămâne mirosul foarte mult timp pe piele, adică se simte așa efectiv destul de tare mirosul. Nu știu care este prețul lui, habar n-am. Este al doilea produs pe care l-am primit de la ea, deci nu l-am cumpărat eu. Mulțumesc, mami, să-mi mai cumperi, ca să nu dau eu banii pe ele. Următorul produs despre care vreau să vă vorbesc este de la Dove. Este un deodorant de tip spray, dar nu are gaz, adică nu face ca un spray normal, nu știu dacă se vede. Îmi place foarte mult acest produs, din păcate nu se găsește în niciun magazin, l-am căutat și nu se găsește. L-am găsit doar în Euro, în Timișoara este un magazin mare care se numește Euro, unde se găsesc tot felul de produse aduse din alte țări, din Germania și așa mai departe. Îmi place pentru că nu conține parfum, nu conține parabeni, coloranți sau alcool. Cam atât. Îmi place. Sunt mai multe modele. Sunt și acela cu capacul albastru, cu mirosul plastic de la Dove. Mai este cu castravet. Acesta îmi place în mod special pentru că nu conține toate porcările pe care le conțin celelalte deodoranți. Bine, acum să trecem la produsele pentru bebeluși. Nu sunt multe, am doar 3, așa că sper că nu v-am plictisit foarte tare. Chiar dacă nu ești mămică, să știi că poți să le folosești și pentru tine. Primul produs pe care l-am cumpărat pentru Anastasia este de la Aderma. Este un gel de spălat. Îl găsiți în farmacii. Îmi place că nu conține săpun. Este pentru piele atopică. Eu m-am spălat cu el, eu mă spăl cu toate produsele ei, așa că eu cred că putem să-l folosim. Ce îmi place la el este că are pompiță. Toate produsele din gama Aderma sunt destul de scumpe, dar se merită să le cumpărați, mai ales dacă aveți un bebe mic, 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 cu o piele atât de sensibilă și catifelată. Merită să cumpărați produse cât mai bune pentru ei. Următorul produs este tot de la Aderma. Este o cremă, care și aceasta este aproape gata. Această cremă nu conține paraben, este tot pentru piele atopică. Anastasia a avut probleme cu pielea cât a fost mică și am cumpărat fel și fel de produs. Aceasta mi-a recomandat-o pediatra. Bineînțeles că până atunci habar n-aveam despre produsele pentru copii, pentru că n-aveam de unde. Este super ok, îmi place foarte mult faptul că se sigilează. După ce o folosești, strângi de apa să iasă produsul, iar apoi are un căpăcel care efectiv sigilează, adică nu lasă aerul să pătrundă înăuntru, ceea ce este un plus, pentru că de obicei toate cremele și orice produs aveți, dacă lăsați cu capacul deschis, oxidează și nu e prea ok. Nu se strică sau ceva, doar că nu-și mai face 100% treaba așa cum și-ar face-o dacă ar avea capacul închis. Așadar, închideți-vă toate produsele. Ultimul produs pe care vreau să vi-l prezint este tot pentru Anastasia. Este de la Bioderma. Nu conține nici aceasta parabeni. Am cumpărat-o pentru că s-a terminat aceea de la Aderma și am spus să încerc și altceva. Cumpărasem și un ulei, tot pentru piele atopică. Cumpăr pentru pielea atopică pentru Anastasia, dar și pentru mine, pentru că, după cum v-am spus, și eu am pielea destul de uscată. Îmi place, l-am folosit deja pe Anastasia de o săptămână și ceva, două, și să știți că pielea ei este foarte, foarte, foarte mișto.
dar mă spăl și eu cu el, pentru că este foarte mare, are un litru și cred că s-ar termina în 3 ani dacă ar trebui să îl folosesc doar pe Anastasia. Este o cremă de spălare nutritivă și protectoare pentru piele normală și uscată, expusă stresului extern. Eu l-am cumpărat din Fancy Blue, dar sigur găsit și în alte farmacii. Prețul lui a fost de 63 de lei. Mi se pare un preț destul de bun pentru cantitatea aceasta, fiind o cantitate destul de mare, un litru. Așa că eu spun că merită să cumpărați, mai ales că sunt produse speciale pentru bebeluși, așa că sunt foarte bune și pentru noi, nu? Cam atât pentru astăzi. Aceasta este prima parte în care am vorbit despre aceste produse de îngrijire a tenului și a pielii în general. Iar următorul video am să-l fac cu produsele mele preferate de make-up. Oricum acest video este deja lung, așa că nu le-am mai prezentat și pe acelea, pentru că probabil aveam o oră de stat pe YouTube, nici nu știu dacă YouTube-ul ne lasă să postăm atât de lungi videoclipurile. Sper că v-a plăcut și sper că informațiile au fost utile pentru voi. Dacă ți-a plăcut acest video, like and share. Pe mine mă ajută foarte mult dacă îmi dați like și share. Vă mulțumesc mult și ne vedem data viitoare!